Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Bine, ieri am pus un episod, dar din păcate nu s-a văzut și pur și simplu nu am văzut pe filmare că nu a mers episodul, pentru că l-am făcut pe fugă și l-am uploadat, așa că îl facem din nou astăzi. Avem un free chest, am câștigat data trecută câteva meciuri. Dar ok, mai câștigăm meciuri, nu e nicio problemă. Și avem 9 crown-uri și o să putem deschide un crown chest, ceea ce o să fie super, super tare. Avem 846 de trofee și vrem să intrăm arena 4. Acesta este deck-ul nostru care merge destul de bine. Îmi place cum merge deck-ul ăsta momentan. Am jucat la 2v2, doar că am observat că nu ne dă trofee, așa că o să jucăm 1v1 pentru că vreau trofee cât mai multe să avansăm în arenă. Bun. Punem un mini pack aici. Ok, și mai punem niște archers aici să se ocupe de el și niște spear goblins. Bun, mi-a omorât pe cau, ceea ce e destul de nasol. Da, și mi-a pus un prinț. Ok, o să pun un valkyr aici. Bun. Prințul ăsta e low HP. Nu prea o să dea foarte mult damage, și de level 1. Bun, acum rândul meu să-l atacăm. Mi-a pus barbarii, ok. A, dar eu moară ușor. Ba nu, că mi-a pus și skeleton army. Stai să pun și un P.K. Ba ce bătaie și ea. Marș ce OP skeleton army. Trebuie să-mi iau și eu, obligatoriu. Bun, trebuie să-mi iau skeleton army, că nu se mai poate. Hai să punem un baby dragon aici. Bun, să se lupte între ei. Mai punem și niște spear goblins care să-l ajute. Bun. Baby dragon nostru e destul de low. El a pus un cannon, dar ei deja ne-au luat turnul ăsta. Noi nici măcar nu l-am atins, ceea ce e foarte, foarte, foarte nașpa. Uite, o să punem un prinț, că minionii ăștia nu prea sunt OP, nu prea fac nimic. Ba da, mi-omoară prințul, ceea ce nu e bine. Nu, m-a pus alt prinț, nu. E, nu-i problemă. Uite, ți omor prințul. E foarte low oricum. Punem un witch. Witch-ul e foarte, foarte OP. Pac, pac, perfect. Am pus witch-ul. Punem un P.E.K.K.A. în față. Spear goblins, frumos. Mi-a pus skeleton army, dar nicio problemă pentru noi. Punem și un prinț aici. Ne-a pus barbarii. Crezi că reprezintă o problemă pentru noi? Nici gând. Mai punem încă unul și avem două witch-uri, frate. S-a terminat jocul lui. S-a terminat jocul lui de mult, frate. Am două witch-uri și doi prinți, frate. Ce mai pot să faci împotriva la chestia asta? Serios. Am câștigat. Îmi place cum am întors așa noi jocul, gen pac, așa am făcut și am întors jocul, am câștigat, nicio problemă. Bun, și o să putem deschide un crown chest, ceea ce chiar vreau să fac. Că poate îmi pică skeleton army și nu trebuie să-mi cumpăr. Te rog, skeleton army. Nu, fuck. Uite, pot să dau upgrade la P.E.K.K.A, mini P.E.K.K.A, mă rog. Și trebuie să-mi cumpăr skeleton army, nu se poate. Nu mai e! Bă, pot să-mi iau giant skeleton, dar nu vreau, voiam skeleton army. Ieri puteam să-mi iau și am zis că îmi iau episodul viitor, știi? Da, am uitat că astea durează puțin. E, asta e, o să ne pice nouă la un moment dat. Ia să vedem. Punem un prinț. Și niște spear goblins. Ia zi mă, ce o să pui tu? Să te aperi. Haide, ia turnul, ia turnul, ia turnul. Bun, am pus baby dragon. Degeaba. La 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 la. Am pus witch-ul. Ia uite ce ușor. Ia uite-l mă pe ăsta. Stai că ăsta are de level 2. Punem niște archers aici să se atragă un pic atenția.
Nu-i atrag atenția, fac, asta nu e bine. Nu ne-au luat turnul, dar sunt pe aproape și o să o facă. Ceea ce mie nu prea îmi convine. Punem un Valkyra cu niște Spear Goblins. Ne-a luat turnul, ne-a luat turnul și asta nu-mi place absolut deloc. Hai că asta dă damage, mai are 1500, bun. Mai așteptăm un pic să facem niște elixir. Uite, punem prințul aici. Bine că se bat prinții între ei. El are de level 2. Nici o problemă, pun și o baby dragon. Frumos. Bun. Și până se întâmplă asta, mai pun și un witch și e gata. Ok, văd că vrei să joci așa, frumos, punem un witch aici, se ocupă. Fă scheleții, repede. Bun. Mi-a prăjit witch-ul, du-te, dracu, tu. Crezi că așa merge să joci cu mine? Stai că-ți dă puiul meu pe ca ia ce-ți dă. Vai, scheletă în armii. Frumos, o punem pasta. Uite ce, deci asta e prea OP, mă. Hai, fă baby dragon mai repede pentru prinț, așa. Bun, am pus witch, ăla a pus spear goblin hat, ăla e ușor de luat. Bun, Pekka, dă-sta, haide. Skeleton Army mai are 700 tipul, frate, 700. Nu accept o înfrângere, frate, nu accept o înfrângere. Witch, Spear Goblins. Nu. Să-mi bag piciorul, cred că am pierdut, da. Da, am pierdut. Rip. Bă, asta e. Asta e, nu mai e ce să faci. Da. Bun, hai să mai facem încă un match. Da. Bun. Punem un mini pack aici. Și o Valkyra. Și niște archeri. Nicio problemă, se ocupă Valkyra. Vai. Nu că ăștia mor. Vai. Ce mi-a pus asta? De unde a avut atâta elixir să pună? Vai, ce mi-a făcut? Da, cred că am pierdut și meciul ăsta. Măcar am luat prințul, dar mai are witch-ul. Ce ne dă prostul? Ne-a dat-o, bă. Nu mai am ce să fac. Deja e prea OP. Vai, Valkyra ne-a făcut pe toți. Ești prost? Vai. Pun un baby dragon, dar nu prea o să ajute. Pus și bomber. Nu, ăla nu-i bomber, ăla e muschetier, cred. Vai, ce fac? Oricum cu 300 la turn nu mai am nicio șansă de câștig, gen, știi? Uite, pot să pun un prinț, na. O să încerc să fac orice, că el îi spăunează pe-ai lui aici. O 137.
Vai de mine. Bă, și episodul trecut era așa fain, bă, ce rău îmi pare că nu s-a filmat. Nu, mai lasă câștige, nu mai are rost. Da. Hai să mai intrăm la un battle. Bun. Punem prinț. Mi-a pus și el. Fuck. Uite ce îmi dă ăla, bă, ești prost. Nu trebuia să pun mini P.E.K.K.A, trebuia să pun Valkyra. Nu. Ce-a intrat ăla cu prințul și cu vai de viața mea. Hai că ăsta moare rep, ba nu, fac, dă-te dracu. Nu pot să cred că pierdem și meciul ăsta. Nu, ar trebui să fac comeback cu secolul lui și nu cred că o să se întâmple. Doar să-i pice ăsta netul. Pun un witch aici. Și pun un prinț. Da, bun. Începe comeback-ul. A început comeback-ul, băieți. Dați-vă la o parte că a început comeback-ul. Meciul ăsta încă nu e gata. Meciul ăsta e gata când zic eu că e gata. S-a înțeles? S-a înțeles că am făcut comeback-ul secolului. Ce frumos a câștigat acolo. Foarte, foarte, foarte frumos. Mai jucăm încă unul. Uai, ce fain. Bun. Trebuie să ai speranță, frate. Dacă ai speranță, orice se poate întâmpla. Ia uite. Și baby dragon. Stai care giant skeleton. Mâncați iaș. Vai, cât e de OP ăsta. Degeaba. Bun. Ce mi-a... Wow. No, bun. Și ăla chiar crede că scheleții ăștia o să mă încurce sau ceva. Da. E bine, frate, Miu, te înșeli. Te înșeli chiar foarte, foarte rău. Mega rău te înșeli. Ba nu că are witch. Witch-ul e OP. Da, ce pot să, pot să pun și eu witch? Ce crezi că nu pot? Ia uite ce frumos. Ce frumos pun eu witch. Pac, l-am luat, pun și un baby dragon pe lângă witch. Și ce o să-mi faci? Ia uite că vrea să-mi ia turnul ăsta, dar nu o să reușească. Mi-a luat witch-ul, dă-te naibii. No, pe bune, mă. Ăștia sunt foarte buni scheleți ăștia mici, că genul opresc pe prinț, știi? Uite, vezi, și prințul se duce să distrugă aia întâi. Și da, așa moare. Bun, Valkyra, pac! Deși la uici, deși la uici, așa. Nu mi-au luat turnul ăsta, ceea ce nu-i bine.
Dar nu e problemă că pun un baby dragon aici cu spirit goblins, cu prinț. Nu. Pierdem witch. Am zis witch. Giant Skeletonul când moare are căcatul ăla și mă enervează. Mai sunt 25 de secunde, dacă nu iau turnul ăla în 25 de secunde am pierdut. Dă-te mă, mi-a pus și gigant. Vai de mine. Ah! 10 secunde și mi-a pus de ăla, nu cred. Nu cred. Fuck, am pierdut iară. Bă, hai că deja se face episodul prea lung. Eu sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe celălalt de like. Și da, eu am fost Gamier, ne vom vedea data viitoare. Pa!